să-ți aperi drepturile și să obții înlăturarea obstrucționării concurenței în Republica Moldova, unde totuși avem un guvern care se numește Alianță pentru Integrare Europeană, iar spiritul european înseamnă anume piață liberă, concurență, democrație. Deci pentru noi este chiar o mare surpriză că noi până acum încă nu am obținut rezolvarea problemei. Deci este identificat, practic, executantul acestei scheme. Și singura întrebare pe care noi o punem și domnii de la putere trebuie să dea răspuns. Dacă domnul Dvornic, care este vicedirector general al Administrației de Stat Aviației Civile, este părintele schemei de tip cartel, monopolist, care pe această piață a zborurilor de Antalya a fost instaurată deja de ani de zile, sau dacă dumnealui este doar executantul schemelor. Și răspunsul trebuie dat și a cui schemă este. Pentru moment, începând cu luna aprilie, de când am depus acțiunea în judecată, nu am primit încă niciun răspuns oficial. Avem o ședință planificată pentru mâine, la Curtea de Apel Chișinău, dar iarăși nu suntem siguri că vom primi vreun document din partea juriților, având undeva o anumită suspiciune că sunt interesați să traverseze cauza. De altfel, experiența anterioară în litigiile avute cu administrația de stat a aviației civile și cu Ministerul Transportului atestă că dumneavoastră preferă să întindă lucrurile decât să răspundă și să fie cu adevărat conștienți de autoritatea pe care o dețin. Eu cred că va trebui să stabilească domnul prim-ministru cine sunt cei care sunt responsabili. Iar noi îl ajutăm. Dacă dumnealui n-a avut informații suficiente și n-a fost consiliat cu probele de rigoare. Cel care merge și încearcă să prostească autoritățile turcești, să facă o înțelegere care să-l scuze, să limiteze piața charterelor, eșuează. Nu are nicio acoperire. Tot el, că altcineva nu vrea. Tot domnul Dvornic. Dai permisiune, nu dai, e treaba ta. Tu știi că ai acoperirea noastră. Deci, noi solicităm domnului prim-ministru să vadă, totuși, a cui, cine patronează schema. Pentru că executantul este clar.